Da. Numele meu este Alice Uiculescu și așa cum spunea Răzvan, astăzi am să vă vorbesc despre amânare. Oare de ce amânăm să luăm anumite decizii în viața noastră, deși cu toții ne dorim să avem o viață excepțională? Este o întrebare care a stăruit mult în mintea mea și pentru că a stăruit în mintea mea, am plecat într-o călătorie. Și am plecat în această călătorie pentru că am vrut să găsesc care este acel motiv pentru care amânăm lucrurile. Și ce am descoperit? Amânăm lucrurile din teamă. Sunt mai multe temeri. Și aceste temeri nu le-am descoperit și n-am să vi le împărtășesc eu acum ca fiind temeri în premieră. Sunt temeri pe care le-au descoperit și alții înaintea mea. Sunt temeri pe care le-ați întâlnit și voi la un moment dat. Prima dintre aceste temeri este teama de a fi criticat. Și dacă am să spun ceea ce cred, oare ce o să gândească cel de lângă mine despre mine? A doua teamă este teama de eșec. Nu, nici nu vreau să încep. Sunt sigură că n-am să reușesc. A treia teamă este teama de succes. Și dacă am să ajung să fiu acolo unde mi-am dorit, oare cum am să gestionez asta? Nu. Este prea mult pentru mine. Nu pot. Nu. Teama de eșec. Următoarea teamă este teama de a fi respins. Și dacă am să-i spun ceea ce simt, ce o să se întâmple? Nu o să mai fie la fel de pasionat de mine. Și atunci o să mă respingă. Următoarea teamă este teama de singurătate. Și aici am o zicală pe care în trecut și eu o foloseam. Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Toate aceste temeri ne fac să amânăm luarea unor decizii în viața noastră. Temerile ne îngrădesc, ne țin pe loc și astfel nu putem obține ceea ce ne dorim de la viața noastră. Sunt convinsă că ceea ce ai acum în viața ta este ceea ce tu ai aranjat să ai. Prin lucrurile pe care le-ai ales, prin lucrurile pe care nu le-ai ales, prin lucrurile pe care le-ai făcut, prin lucrurile pe care nu le-ai făcut. Și îmi amintesc că în momentul în care amânarea și-a făcut loc în viața mea, am început să mă întreb, dar ce pot să fac ca să stopez această amânare? Îmi doresc o viață extraordinară. Cum pot să fac să nu mai amân lucrurile? Și am descoperit 4 pași pe care vreau să-i împărtășesc cu voi astăzi și pe care poate la un moment dat veți vrea și voi să-i aplicați în viața voastră. Primul pas este descoperă ce te face să amâni acel lucru. Ce te oprește din evoluția ta? Al doilea dintre pași este iartă-te pentru greșelile pe care le-ai făcut ieri. Acestea s-au întâmplat. Acceptă-te. Și treci mai departe. Al treilea pas și cel mai important este, după părerea mea, acțiunea. Potențialul tău este enorm. Conștientizează acest lucru. Și acționează. Teama este un obstacol. Și dacă tu îți pui acest obstacol, vei rămâne blocat în teama de a acționa. Așadar, acționează pur și simplu. Și vei câștiga. Vei câștiga putere. Vei câștiga curajul de a face lucrurile. Și apoi încrederea în tine. Că poți să reușești. În momentul în care îți vei înfrânge aceste temeri, îți vei da seama că ai supraviețuit. Și pe parcurs vei realiza că multe dintre temeri au fost absolut nefondate.
la momentul în care am început să aplic acești pași în viața mea, aveam și un slogan. Fă-o pentru tine. Alegi să amâni, că o faci pentru tine. Alegi să acționezi, o faci tot pentru tine. Pregătește-te mai mult. Iubește-te mai mult pe tine. Poți să faci absolut tot ceea ce fac și cei din jurul tău. Te-ai gândit vreodată la asta? E dificil. Dar în momentul în care ajungi să le conștientizezi și să acționezi, îți dai seama că este fantastic. Apoi, fii perseverent. În momentul în care ți-ai propus să învingi o amânare, stăruiește în acea schimbare pe care ți-ai propus-o. Stăruiește într-atât de mult până când vei ajunge să faci un obicei din asta. Odată obiceiul creat nu mai poate fi schimbat. Știu că la un moment dat se întâmplă ca deși acționezi, totuși să nu reușești. Iată și răspunsul. De ce nu reușim? Pentru că nu suntem perseverenți, nu stăruim prea mult în acea schimbare pe care noi ne-am propus-o. Nu contează cât de jos ești. Poți să-ți construiești o viață de succes. Poți să-ți schimbi viața cu 180 de grade. Poți să faci asta. Pentru cei care nu cred că pot face acest lucru, există o întrebare. Ai încercat? Și dacă totuși vor fi persoane care o să zică da, am încercat, dar nu am reușit. Aș continua așa și întreba, perseverența ta unde a fost? Ai încercat într-atât de mult încât să-ți faci un obicei din acea schimbare pe care vrei să o ai în viața ta? În concluzie, aș vrea să te întreb nu ce îți ce pot face cei din jurul tău pentru tine, ci ce poți face tu pentru tine. Alegi să amâni sau alegi să acționezi. Mulțumesc foarte mult!